Cei care s-au născut în zodia Berbecului vor avea, în prima parte a zilei de 15 iunie, posibilitatea să se gândească, ori vor ajunge la concluzia că este neapărat nevoie să verifice bonitatea morală a unor persoane. Uneori pot să intre în panică pentru că au auzit, au văzut, au constatat ceva și se gândesc că acele persoane pot să le aducă un prejudiciu sau că ele au fost naive și le-au acordat acelora mână liberă, prea multă încredere și aceia nu vor fi niște persoane de cuvânt, de caracter, oneste. În felul acesta și relația se degradează, nici premiza materială vizată nu se duce la bun sfârșit într-un chip mulțumitor, ci dimpotrivă, cu conflicte, cu pierderi, cu pagube, cu amânări, cu șmecherii. Între 15 iunie după ora 12 și 17 iunie după amiaza, berbecii se pot îndrepta spre toate formele de învățământ, uneori cu gândul, alteori cu fapta. Mai întâi se gândesc ce ar trebui să facă, cum ar trebui să procedeze, alții deja au depășit această etapă și aleargă după acte, hârtii, documente, traduceri, ștampile, aprobări, în vederea întocmirii unui dosar, a depunerii unui dosar, a susținerii unui demers care să le permită să mai învețe, să aprofundeze, să se apropie de persoane și instituții care, prin statutul lor de excepție, le pot acorda acestora niște condiții în care ei să se manifeste, dar și să se verifice. Pe de altă parte, avem de-a face cu axa caselor a treia și a noua, care presupun comunicare verbală, bilaterală sau într-un cadru public și oficial. Și în acest context putem invoca momentul de lună plină în Săgetător, care se construiește în ziua de 17 iunie și care le poate da unora o formă, o forță, o vocație și o inspirație specială. Se pot prezenta minunat, pot vorbi excelent, pot să convingă faptul că, în ciuda vârstei, sunt valoroși, au ce spune, sunt de viitor sau că sunt niște oameni așezați pe picioarele lor, pe care te poți baza și pe umerii cărora poți sta în siguranță tot felul de sarcini speciale. Acum nu vorbim chiar despre toată lumea, ci despre cei care într-adevăr au niște merite profesionale. În general, se pune problema unor deplasări și călătorii de scurtă durată dacă ne referim la tranzitul Soarelui prin zodia Gemeni sau niște călătorii mai lungi, ori în străinătate, dacă ne referim la impulsul Lunii. Comunicare cu persoanele aflate la distanță, corespondență, vești, informații sau dorință de a se apropia, de a se întâlni, de a scurta sau desfința distanța. Între 17 iunie după ora 19 și 19 iunie, moment care nu este nou, dimpotrivă, aș spune că este trăit și retrăit de mai multe luni cu insistență, dar și cu exasperare, pentru că dacă iar vor trece prin acelea stări, vor trăi aceleași momente alături de aceiași oameni cu privire la aceleași premise socioprofesionale, sigur, celor născuți în berbec nu le va conveni, nu o să le facă plăcere, nu vor ajunge la concluzia că au făcut vreun progres, ba dimpotrivă că bat pasul pe loc și că nu se mai termină cu discuțiile stupide, cu discuțiile încordate, tensionate sau de pe principii radical opuse, încât indiferent cine ce face, nu se ajunge la niciun fel de limpezire. Nevoie de a-și apăra un statut și multe, multe premize majore de viață care sunt puse acum în criză. Sunt puse pe masă, sunt analizate, disecate, cântărite, criticate, observate, ajustate în măsura în care se poate. Dar acest din urmă aspect îi privește pe cei maturi, pe cei care au
o activitate în spate, au un nume, au o experiență și care mai au niște ani buni de trăit, dar pe care nu vor să-i trăiască prăpădindu-i, risipindu-i, așa, cu o vorbă mai puțin elegantă, să-și bată joc de trecutul lor și de cariera lor. Vor, dimpotrivă, să dea acestei perspective profesionale altă deschidere și altă valoare. Este o justificată responsabilitate față de propria persoană, de drumul lor în viață, că de-aia e acolo nodul sud și de aceea este și sensul vieții în opoziție, în rac, în casa a patra. Și atunci, acest fel de a-și verifica destinul, biografia, parcursul, chiar dacă nu aduce maximă fericire, chiar dacă mai aduce un regret, un suspin, un reproș, este totuși necesar, îi realiniază, îi așează. Alte ori, tânărul Saturn poate să accentueze o latură dureros de lucidă, să vadă cu mare, mare precizie, cu multă acuitate, cu foarte multă verticalitate morală, ceea ce se petrece în preajma lor, în ce s-au integrat, ce au greșit, ce au sacrificat gratuit. Se văd și pe ei înșiși foarte bine. Chiar dacă structural cei născuți în zodia Berbecului sunt niște pătimași, sunt subiectivi, sunt intempestivi, sunt ființe voluntare, acum au acest tip de frână, de cenzură, care vine în permanență din astral și care este bun. Pe foarte mulți îi cristalizează, îi coagulează, îi aduce în situația de a fi altfel, așa, cam cum ar trebui, chiar dacă nu le convine și chiar dacă foarte multe lucruri merg mai încet decât și-ar dori, mai greoi. Este și aici o logică a lucrurilor, așa încât n-ar trebui să se supere și să se împotrivească. Începând cu 21 iunie, soarele va intra în această casa a patra de care tocmai vorbeam, adică sectorul relațiilor cu părinții, familie, gospodărie, patrimoniu, dar și tradiție, educație. Nu m-aș îndrepta și n-aș accentua prea mult chestiunea de relație, de familie, cât m-aș îndrepta spre tot ceea ce poate să reprezinte un potențial devalorificat din ceea ce reprezintă trecutul, amintirile, modelele unor rude, unor strămoși, datoria față de familie, țară, neam, limbă, vocațiile naționale într-un context indiferent care ar fi el, poate internațional sau nu numai. Nu merg pe ideea că vor fi orgolioși neapărat să zicem că sunt români, dar vor fi foarte liniștiți și mâncântați să vadă că, în comparație cu alte persoane, ei stau mult mai bine. Sunt mai educați, sunt mai învățați, sunt mai stabili, au altă maturitate, au alte repere culturale, religioase, morale, etc. De aceea, în următoarele săptămâni, aceste preocupări vor fi o constantă și o necesitate. Între 20 și 21 iunie, posibile mici surprize sau întâmplări neprevăzute generate de relația lor cu unul sau mai mulți prieteni. Se întâmplă ceva în grupul în care el activează sau cel născut în Berbec aude, vede, ascultă, e martor la ceva care implică un prieten. Uneori vor ajunge la concluzia că acela nu se poartă chiar cum trebuie. Nu este foarte fericit momentul. Nu se supără, nu se ceartă, dar concluziile lui sunt de natură să îl oblige să ia o decizie. Nu cred că o va lua acum neapărat, după cum nu cred că va reuși să facă altceva decât să se mire și să depună în cutia de amintiri și memorii acest reper și îl va scoate cândva cumva. Săptămâna rămâne interesantă și bună pentru toată lumea și în planul examenelor, al școlarității, al învățăturii, al informațiilor care pot să vină în momentul potrivit.
cu un accent special în jurul datei de 17 iunie, când se poate asocia și cu o surpriză sau cu un șoc sau cu o bulversare, așa, o tulburare a echilibrului lor interior dat de câte o veste. Atenție totuși la unele drumuri care se pot asocia cu încurcături, cu necazuri, cu schimb de cuvinte sau cu nevoia de a face demersuri oficiale pentru a repara ceva, pentru a obține ceva care îi împiedică să-și desfășoare respectiva călătorie, excursie sau statutul pe termen lung, sejurul într-o țară străină.